Pe lângă fragmentul biblic deja citit, vorbim în seara asta despre devoțiune sau divertisment. Când spun devoțiune, mă refer și la relația mea cu Dumnezeu, la relația noastră cu Dumnezeu și la pasiunea pe care o avem în relația asta cu Dumnezeu. Pentru că un om sănătos are viață în el și viața se manifestă în exterior prin pasiune, prin râvnă. Și acum vreau să citesc din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12, E un fragment biblic, e un verset aici care nu se referă în niciun caz la tema textului, nu se referă la imoralitate, ci se referă la mâncare, zice următorul verset. Și acum zice așa: Dar e un principiu care se aplică în dreptul acelor lucruri care nu sunt neapărat păcat în ele însele, dar care devin păcat când pun să punere pe viața noastră. Zice așa: toate lucrurile sunt îngăduite. Acum, e clar că nu toate lucrurile ne sunt îngăduite. Deci asta să știți, Biblia nu îngăduie toate lucrurile. Da? Există niște porunci în Biblie, Biblia nu dă niște sugestii, nu, Dumnezeu nu vine, asta e părerea mea, tu faci ce vrei, nu sunt cele 10, nu sugestii, cele 10 păreri, ci sunt cele 10 porunci. Dar, fiți atenți, când zice toate lucrurile sunt îngăduite, se referă la teritoriul acela unde Biblia nu reglementează. Da? Unele care țin chiar de divertisment. De exemplu, jocurile pentru calculator. Știu că unii mai ales, mă uit așa la vârsta unora și cred că îi vizează. Zice așa, toate lucrurile sunt îngăduite, atâta vreme, fiți atenți, că lucrurile acestea nu sunt imorale. Dacă ni ceva imoral, explicit, violența, senzualitatea, toate aceste lucruri sunt catalogate de Biblie ca fiind imorale. Dacă nu-i vorba de lucrurile astea pe care voi le catalogați, așa, Domne, le fac ca să mă relaxez. Știți că voi ziceți asta de obicei părinților voștri, mai ales dacă nu se pricep prea bine la tehnologie. Da? Zice, toate lucrurile sunt îngăduite, da? se referă la mâncare, dar e un principiu care se aplică, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, da? Dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine pentru că mai există și categoria asta de lucruri care țin de un anumit o anumită formă de relaxare absolut normal, adică nu poți să fii tot timpul concentrat numai la lucruri importante mai ales o anumită vârstă, dar în general în viață trebuie să ai și pauză mă gândeam că ziceți a mine aici, mai ales voi ăștia care sunteți la școală, dar fiți foarte atenți dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe tine încă o dată, Biblia aici nu se referă la lucrurile explicit, morale, ci se referă la teritoriul acela pe care Biblia numește teritoriul încredințărilor personale. Ok, vă mai citesc din Galaten, capitolul 5, și aici e un avertizment. E un avertizment, îmi permis să-l scot puțin din context textul, că textul se referă la altceva. Versetul 7 zice așa, Voi alergați bine, Credința voastră nu era o, 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 o plimbare, ci o alergare. Asta e extraordinar. Îi vezi pe oameni cântând cu pasiune. Aici am stat cam slab astăzi. Când îi vezi pe oameni rugându-se cu pasiune, noi aici în față ne-am ca ruga cu pasiune, Am poate n prea bine că avem și noi o vârstă, dar sunt puțin cam slab la pasiunea asta, la râvna asta. Zice Pavel celor din Galatia, voi alergați bine. Adică atunci când era vorba de lucrurile spirituale, Domne, era o alergare. Cine v-a tăiat calea ca să ne ascultați de adevăr? Adică ați luat-o bine la un moment dat, vă cerceta Dumnezeu, poate unii dintre voi chiar ați fost la un moment dat la o seară de rugăciune, la o evangelizare, Dumnezeu s-a atins de mintea voastră și ați început așa cu râvnă, dar s-a întâmplat ceva. Poate nu neapărat un lucru păcătos în el însuși. Dai ceva care îți dea puterea. Parcă nu mai e chef nici de rugăciune, parcă nu mai e chef nici de biserică. Și un principiu, fiți foarte atenți. Sunt lucrul ăla, te apropie de Dumnezeu sau te îndepărtează? Zice Pavel celor din Galate, atenție! Voi alergați bine, dar ceva vă tăia calea. Că ați devenit fără niciun chef când e vorba de lucrurile spirituale. Versetul 1, tot din capitolul 5. Rămâneți dar tari, nu vă plecați iară sub jugul robiei. La ăștia din Galatia se referă la legea vecului Testament, unii care voiau înapoi să respecte anumite tradiții. Acum eu vă spun voi, aveți grijă. Nu lăsați ca lucrurile acestea să pună stăpânire pe voi, anumite lucruri, să vă plecați sub jugul și să nu mai aveți nicio dorință după lucrurile spirituale. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu, v-am ținut în picioare suficient, vă rog să vă așezați. Dar voi sunteți tineri, Păi voi v-ați putea ține în picioare toată predica. Eu stau toată predica în picioare, prin urmare nu văd de ce n-ați putea și voi. Și dacă bag de seamă, la un moment dat, că nu sunteți atenți 100%, sper că fenomenul EUTIC nu va avea loc astăzi aici. Și oricum, sunt cu ochii pe voi, să știți. Sunt tare bucuros să fiu astăzi aici. Eu mă așteptam să fie mult mai puțin. Gândeam că ocupăm locurile de aici din față, dar slavă lui Dumnezeu că sunteți mult mai mulți Acum, vă mai zic ceva, eu mă așteptam să veniți mai în față, era mult mai bine să fiți mai aproape, dar știu cum sunteți, sunteți și români și penticostal pe deasupra. Și noi, eu știu că am crescut în biserică și noi avem așa modestia asta, ne punem toți pe ultimul rând. Da? Să știți că pe vremuri, pe ultimul rând, erau puși aia pedepsiți. Acum nu se mai înghesuie nimeni să stea pe primele rânduri, dar oricum, să știți că încă văd destul de bine, chiar dacă poate n-aud chiar așa de bine, Vă văd perfect și nici nu vă dați seama cât de bine se vede de aici în față. Deci dacă cumva cuiva, cineva mai semnalizează stânga, dreapta, dar voi ați fost foarte cumins până în momentul ăsta, Domnul Dumnezeu să vă țină în exact la fel până la sfârșit. Acum, cei care ați venit de la început și cei mai mulți dintre voi ați fost aici de la început, ați observat că textul care s-a citit a fost din faptele apostolilor din capitolul 20, de la versetul 7 la versetul 12. Textul vorbește aici despre cel mai cunoscut adormit din toată istoria bisericii. Numele lui este Eutih. E foarte interesant. Nu eu am ales textul acesta, fratele Elisei l-a ales, dar providențial așa de bine se leagă lucrurile când le așează Duhul Sfânt, e cel mai bine. Eutih, știți cum se traduce în limba română? Cu norocosul. Acum noi nu credem în noroc, noi credem în providență. Adică în faptul că Dumnezeu în harul lui așează lucrurile în viață. Dar, dacă ne uităm la el, dacă am crede în noroc, am zice că nu prea avut mult noroc. De ce? Pentru că doarme la o predică unde era prezent doctorul Luca, cel care urma să scrie faptele apostolilor, și-a rămas înregistrat în istorie ca primul sau întâi stătătorul tuturor adormiților din istoria bisericii. Vă dați seama că până la el au mai fost și alții care au dormit, dar așa s-au nimerit. E ca atunci când dormi în biserică și se oprește camera fix pe tine. Apropo, cred că se transmite live, transmiteți-i? Deci, dacă se transmite live, din când în când, bine, ar fi fost să fie cineva la cameră, să mai pună camera și pe frașii și pe surori, să vedeți atunci și atenție oamenii. Am băgat de seamă că atunci când camera de filmat se mișcă puțin peste sală, îi vezi pe oameni, nu mai vorbește unul și toată lumea e foarte conectată. Acum, gândiți-vă că acest eutih adorme în timpul unei zile de muncă, da? Întâia zi din săptămână, duminica, Că în vremea aia, în Imperiul Roman, duminica nu era zi liberă. Nu era... era o zi ca oricare alta. Deci eu timp vine de la școală, de la muncă, mă rog, nu era la școală, vă dați seama, avea. Biblia îl cataloguează, e un cuvânt, flăcăul acesta. Avea undeva la 17 ani, 16 ani. Vine probabil obosit, vine mai târziu, nu găsește loc în altă parte. Ne mai dă Biblia un detaliu. Zice Biblia că locul ăla era luminat. Acum nu aveau ledurile astea faine pe care voi le aveți. Știți cum se ilumina? Hai să vedem dacă știți cum se ilumina. Cum credeți că era sistemul de iluminat? Fl cum ai zis? Exact. Deci era foc. Și știți ce face focul? Când e foc, consumă oxigenul. Când îți mulți oameni, în același loc, când e foc, se consumă oxigenul, știți ce se întâmplă când îi calci puțin oxigen? Prima reacție e somnolența, întotdeauna. Locul era luminat, bine dacă e să spiritualizăm, dar nu cred că trebuie să o facem, da, dacă ar fi să o spiritualizăm, am zice că într-adevăr era luminat de cuvântul lui Dumnezeu pentru că în modul cel mai real era acolo apostolul Pavel, despre care sunt 100% sigur că era pentecostal. De ce? Pentru că spune Biblia că, că s-a lungit la predică. Așa spune Biblia, în timpul lungii vorbiri a apostolului Pavel. Și are și o pauză, noi avem câteodată la conferințele noastre câte o pauză să discutăm, el are o pauză de înviere. Asta mi se pare extraordinar. Vă imaginați că în timp ce Apostolul Pavel predică, cineva doarme, nu doar că doarme, dar și moare, și Apostolul Pavel are un gest extraordinar. Și gestul ăsta pentru mine, eu dacă ar fi părinții voștri aici, am văzut că unii mai sunt, mai puțini, dar unii ne urmăresc online, aș vrea să învățăm de la Apostolul Pavel, Zice versetul 10: Așa, dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre tânărul acesta, l-a luat în brațe și a zis: Nu vă tulburați, că Sufletul lui este în el. Îmi place așa de mult gestul apostolului Pavel. Zice Biblia că coboară de acolo de unde se află, îl ia pe tânărul acesta în brațe și le spune celor care erau speriați: Nu vă tulburați, Sufletul lui este în el. Dacă aveți adolescenți, dragi părinți, cei care ne urmăriți, da? Cei care sunteți aici și cei care să vă uitați acum online și vă întrebați no, ce învață pruncii mei la biserică. Dacă aveți copii pentru care vă rugați, gestul ăsta e fenomenal. Apostolul Pavel nu se apucă să-l critique. Băi, dar ăsta a dormit la predică. No, dacă ai picat, ai învățat minte. Nu. Ce spune Biblia? Că se duce, îl îmbrățișează și se roagă pentru el. Și le spune celorlalți: Sufletul lui este încă în el. Dragi părinți, care vă rugați, descurajați pentru de copiii voștri, și tot le spui despre Dumnezeu, și parcă ai vorbit cu nimeni, și îi chem să se roage, <coughs> și parcă n-au nicio dorință de rugăciune, și pui să citească din Biblie, și n-au niciun chef să citească din Biblie. Dragii mei, Sufletul lor este încă în ei. Poate că i-a dormit. Poate că în cazul unor ai mort, dar cred din toată inima că Dumnezeu poate învia spiritual chiar în seara aceasta. Amin. Acum eu cred că suntem la întâlnirea tineretului, nu a pensionarilor. De-aia aștept de la voi niște aminuri din astea mai hotărâte. Mai zic o dată, Dumnezeu poate învia din morți și în această seară. Mai zic o dată, Dumnezeu poate învia din morți și în seara asta. Și dacă există cineva în locul acesta care a luat-o pe drumul lumii, pe drumul divertismentului, pe drumul adormirii spirituale, tu ai sufletul în tine, dar sufletul tău doarme. Mă rog în această zi Dumnezeu prin Duhul Sfânt să-L trezească. Vă spun ceva. Eu am învățat-o de la părinții care se roagă foarte mult pentru copiii lor. Să știți, dragii mei, că și pentru voi, părinții voștri, nu încetează să mijlocească pentru cei mai mulți dintre voi înaintea lui Dumnezeu. Uh, unii părinți așa de descurajați. zic, frate, păstor, până am ce să-i zic, nu se lipește nimic de el. Îi zic de rugăciune, pe lângă. Îi zic de venit la biserică. Și uh, o, o, soră a fost așa de simpatică odată. Zice, vezi-l cât de, de mare. N-am ce să-i mai fac. Nici măcar la guler nu mi-ajunge mâna mea. Că ăștia, plus, generația foarte înaltă ia sărăcuța micuță, slăbuță. Dar zice, ce interesant, când s-o pocăi băiatul, zice, dar mâna lui Isus i-a ajuns la inimă. Haideți să vă spun ceva. Chiar dacă ați ajuns acum la vârsta asta a maturității, când sunteți mari, când nimeni nu vă mai poate forța să faceți ceva, când voi înși vă alegeți dacă să veniți sau nu la biserică, când de multe ori comentați cu părinții voștri și unii poate mai mult de gura lor ați ales în această zi să veniți aici, vă garantez că în ciuda faptului că în seara asta ai venit, poate obligat de situația din familia ta, ai venit în această seară aici, mâna lui Isus Hristos îți poate ajunge la inimă. Și eu, la fel ca Apostolul Pavel, împreună cu ceilalți slujitori și împreună cu părinții voștri, vă îmbrățișăm în rugăciune noastră și zicem din toată inima că sufletul vostru este în voi. Chiar dacă unii dintre voi vă comportați ca și cum n-ați avea suflet. Chiar dacă unii dintre voi ziceți, bă, mie nu-mi pasă de suflet. Eu vreau să trăiesc doar pentru trupul acesta și trupul pentru distracție și nu mă interesează de partea spirituală. Sunt 100% sigur că cel mai împietrit om din locul acesta are un suflet pe care Dumnezeu l-a pus acolo și în această zi Dumnezeu prin Duhul Sfânt poate învia orice suflet, poate trezi orice suflet și Dumnezeu prin Duhul Sfânt se poate atinge de voi. Slăviți să fie Dumnezeul nostru. Mai zic o dată, slăvit să fie Dumnezeul vostru. Mie nu-mi place să provoc așa la minuri, dar pe voi nu vă las în seara asta pentru că sunteți tineri și vreau amin de la voi. Când se termină predica să vă văd așa, încoloți frumos, pe când o să avem, avem sesiune de întrebări și răspunsuri, să știți. Acum vreau să vorbesc, așa cum am zis, despre despre devoțiune și pasiune pentru Dumnezeu versus divertisment. Voi alergați bine. De ce nu mai avem pasiune pentru Dumnezeu? Chiar așa. Câteodată zici, mă, eu aș vrea să mă am mai multă rână, aș vrea să mă rog mai mult. Și zice Apostolul Pavel celor din Galatia, voi alergați, dar ceva v-a tăiat calea. Ce anume? Și acum există două categorii de lucruri care ar putea să ne taie calea. Unu. Lucruri care în ele însele nu sunt neapărat păcătoase. Și cu asta noi ne lăudăm și venim și le spunem părinților, da' unde scrie în Biblie că n-ai voie să te joci pe calculator? nici nu scrie de calculator în Biblie. Dar apropo, legat de treaba asta, că foarte mult vin și forțează anumite lucruri și spun, dar nu scrie în Biblie asta, dar nu scrie în Biblie asta, dragi ascultați-mă cu atenție. Biblia e o carte scrisă pentru oameni deștepți. Ba mai mult, e scrisă pentru oameni cu mintea transformată, care au făcut un update la, la creier, pentru că Biblia numește nașterea din nou, o relație cu Dumnezeu, metanoia sau schimbarea minții. Și ca să-mi Biblia, ai nevoie. Ai nevoie ca Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să-ți lumineze mintea. Altfel nu poți să înțelegi. Zicea Jean Calvin o chestie foarte interesantă, ca să înțelegi Biblia, ai nevoie de niște ochelari, ochelarii Duhului Sfânt. Altfel, tot te uiți în Biblie. Citești Biblia ca pe o literatură, în cel mai fericit caz, și nu înțelegi nimic. De aceea, când o să avem sesiunea de întrebări și răspunsuri, sunt convins că vor fi unele întrebări, dar asta am voie, asta am voie, asta am voie, mai ales că noi vrem o pocăință dacă se poate de nota 5. Nu vrem neapărat de 10. Cum zic unii, mă, să ajung în Rai măcar după ușă. Asta e o expresie de la noi din Bihor. Dar ne-am zis unora, mă, oameni buni, vă vreți să ajungeți după ușă când Raiul e așa de mare? Și acum, fiți sinceri, ăștia care sunteți la școală, nu e așa că dacă înveți de nota 5, de obicei e 4? Nu știu, cum, nu știu cum, se notează aici. Până la 10 sau ce note? De la 1 până la 5. Da. bun, care e cea mai mare? 1 e cea mai bună. Da. Păi dacă înveți de nota 1, tot scoți un, un, 2, nu? Știu că sună, deci ăștia din România când aud acum să țin de inimă. Că la noi 1 și 2 mai jos de atâta nu se poate. 1 ei numai că sufli. Deci dacă mergi la examen și sufli, Ieși, ia pulsul, de ce ăsta e viu, ok. Și e prezent. Acum, ce vreau să vă spun e că de obicei, dacă vrei să iei cel mai mult, trebuie să înveți de maxim. Da? Și atunci, dar noi știți cum? Noi țintim minimul. Și de obicei, bă, acolo cât să treci examenul. Nota minimă, să trec examenul. Dar de obicei, când înveți de nota minimă, să iei examenul, l-ai căzut. Așa e și cu pocăința. Noi am vrea, da. Măi, asta e voie să fac, da, asta e voie, da, asta e voie. Și am zis, există două categorii de lucruri. Unele care sunt clare, dar altele se încadrează aici. Ca și cum v-am spus, așa cum v-am spus despre, de exemplu, despre jocurile pentru calculator. Mi-aduc aminte că în urmă cu ani de zile tot chemam un tânăr să slujească, foarte talentat de altfel, dar era foarte pasionat de jocurile pentru calculator. Și acum, încă o dată, vedeți, există jocuri care sunt clar imorale. Toate jocurile care promovează violența. Counter-Strike, etc. și așa mai departe. Toate jocurile care promovează senzualitatea. Dar n-au ce să caute în arsenalul unui creștin. Adică s auzi doi tineri vorbind unul cu altul, tu câți ai omorât? Tu cât -ai? Asta nu cred că face parte din educația spirituală și intelectuală a unui creștin. Dar lucruri care în ele însele nu sunt neapărat păcătoase. Știu ce, voi veniți și le spuneți la părinți, eu știu teoria perfectă zice, uh, aud pe câte unul, uh, îmi stimulează inteligența, este un joc de strategie. Și părinții de obicei, care n-au nicio treabă cu tehnologia, cam vă cred. Că fiecare părinte are senzația că pruncul e cel mai bun de pe fața pământului. Da? Eu știu, că fiecare așa-și vede pruncii. Acum, fiți foarte atenți. Sunt lucruri care nu sunt explicit păcătoase, dar există un principiu aici. Toate lucrurile sunt îngăduite din categoria asta, încă o dată. Nu toate, în general. Dar nu toate sunt de folos. Întrebarea care e folosul? Bun, te relaxezi. Dar fiți atenți, dar nimic să nu pună stăpânire pe tine. Vă povesteam de tânărul acela despre care vă spuneam că e foarte talentat să vină și i-am zis să vină la biserică și mi-a zis, frate, 100% vin. Și l-am sunat sâmbătă seara că trebuia să vină. A, păi frate, zice, nu pot. De ce? Zice, mă joc pe un joc și am ajuns la level nu știu cât. Și nu știu ce nivel și trebuie să ajung și mai sus. Fiți atenți! Există lucruri care în ele însă nu sunt neapărat păcătoase, dar pot pune stăpânire pe voi. Există o definiție a acestor lucruri, e dată de un psiholog creștin american Ce spune așa. Există lucruri care stimulează simțurile, creează iluzia plăcerii de moment și apoi pun stăpânire pe mintea noastră și apoi pe viața noastră. Totul pornește de aici. Vă uitați? Cea mai mare bătălie pe care o avem de dat nu are legătură nici cu Ucraina, nu are legătură. Nici cu Orientul Mijlociu, nici cu Israel, nici cu Hamas, nici cu nimeni altcineva, ce are de-a face cu mintea noastră. E bătălia pentru o minte curată. Diavolul știe că dacă reușește să pună stăpânire pe mintea ta, după aceea pune stăpânire și pe viața ta. Dar sunt lucruri care clar sunt păcătoase, dar care pun stăpânire pe viața noastră și ne fură devoțiunea. Ce înseamnă devoțiune? Relația ta cu Dumnezeu. Unii dintre voi. Aveți deja o relație cu Dumnezeu, alții încă nu. Poate unii dintre voi ați avut un moment în care Dumnezeu v-a vorbit, ați auzit cuvântul lui Dumnezeu, Biblia spune că întotdeauna credința vine în urma auzirii cuvântului, ați auzit la biserică, la școala dominicală, la tineret, ați auzit în familie, s-a născut în inima voastră credința și ați început să aveți o relație cu Dumnezeu. În ce presupune asta? Adică ați început să vă rugați, că rugăciunea e felul în care noi vorbim cu Dumnezeu și ați început să citiți din Biblie, pentru că Biblia e felul în care Dumnezeu ne vorbește. Și ați început să aveți o relație cu Dumnezeu. Dar la un moment dat se întâmplă cu voi exact fenomenul din Galatia. Ceva vă ia dorința asta. Și stai de vorbă cu câte un tânăr și zice, frate, mă zici, să știi că în urmă cu ceva vreme parcă puteam să citesc din Biblie, dar acum citesc și parcă nu-mi place să citesc. Mă rog, și după trei cuvinte nu mai găsesc cuvinte rugăciune. Și exact la fel se întâmplă cu foarte mulți dintre voi. Sunteți în această zi aici și parcă nu aveți nicio dorință după devoțiune, după, 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 după relația cu Dumnezeu și vă întrebați de ce. Oare nu ar fi lucrurile acestea din această categorie, prin care diavolul a reușit să pună stăpânirea pe mintea voastră? Și implicit, fiți atenți, când pune diavolul stăpânire pe mintea ta, următorul pas e că pune stăpânire și pe viața ta. Chiar dacă nu se vede imediat după aceea. Ci poate chiar mai târziu. Și o să vă spun două lucruri. Trebuie să mă uit și la. A, avem ceasul foarte faimelor pus, frații. Mai întâi, Vreau să vorbim despre consecința lucrurilor din categoria aceasta. Consecința lucrurilor care pun stăpânire pe noi. Și apoi o să vă spun, adică vorbesc despre urmări, și după aceea o să vă spun de câteva soluții. Deci sunt două puncte. Urmările și soluțiile. Că unii zic, măi, dar ce mare lucru că stau pe Netflix sâmbătă seara până la 12 .1 sau mai târziu și după aia vin dimineața la biserică și mai roagă Sau ce mare lucru că, nu știu, mă uit la nu știu ce film pe net. sau ce mare lucru, fiți atenți. Eu nu mă refer aici la lucruri păcătoase. Când e vorba de lucruri păcătoase, le știți, Biblia le cataloguează ca tare. Fiți atenți. Mă refer la lucrurile care nu sunt în categoria asta. Sunt lucruri care în ele însele nu sunt păcătoase. Da? De exemplu, telefonul ăsta. Nu-i păcat să ai telefon problema ce faci cu el. Pentru că tot cu telefonul ăsta te poți informa, poți comunica, bine ar fi să comunicați, apropo, ies de aici, să comunicați și fără WhatsApp, adică și față în față, generația Z. Nativii, care, ăștia care s-au născut cu calculatorul în brațe. Dar, totodată, te poate duce și la dependență de imoralitate. Un lucru care el însuși nu i neapărat păcătos. A fost o vreme în istoria pentecostalismului, vă că aveți aici o grămadă de leduri, dar au fost ani de zile în, biserica, în bisericile noastre când se vorbea împotriva televizorului. Acum toate bisericile sunt blindate cu televizoare. Televizorul în el însuși nu e păcătos. Problema ce pui acolo? Nu sunt lucruri morale, în lucrurile acestea, nici imorale, ce sunt amorale, adică devin morale sau imorale în funcție de cum le folosești. Ca microfonul ăsta, de exemplu. Depinde de ce spui de la el. Cele mai multe lucruri din această categorie, fiți foarte atenți, aici foarte mulți pocăiți alunecă. De ce? Că nu scrie în Biblie, frate. Chiar dacă există principiul biblic, feriți-vă de tot ce se pare rău, și eu mi-aduc aminte că bunicii noștri aveau această perspectivă foarte clară. Îl întrebam pe bunicul, dar e sigur că e păcat? Mă zice, nu sigur, dar mai bine să mă ferez de el. De ce? Că dacă nu sigur, mai bine, oricum zice, nu mă ajută la nimic. Întrebarea următoare: te apropie de Dumnezeu faptul că ești cu prietenii tăi în oraș vineri seara? Nu scrie în Biblie nicăieri că n-ai voie să ești cu prietenii tăi vineri seara, dar Biblia spune despre tovărășile rele că strică obiceiurile bune. Un obicei bun ar fi ăla de a te ruga. Un obicei bun ar fi ăla de a citi din Biblie. Un obicei bun ar fi ăla de a, nu știu, a sluji. Dar știți cum e? Noi, noi am vrea ca Biblia să se referă expi, exp, explicit la situațiile cu care ne confruntăm în fiecare zi. Biblia are niște principii, Duhul Sfânt ne-a dat o minte, o luminată și ne ajută să o aplicăm în viața noastră de zi cu zi. Fiți atenți la lucrurile din zona asta gri, vreau să mă refer în această zi, că astea ne fură nouă puterea. Nu vorbim despre lucrurile clar păcătoase, că acolo toți avem aceeași perspectivă. Nu o să iei niciodată vreun creștin să-l întrebi măi, e păcat imoralitatea sau nu e păcat? Orice creștin știe că e clar, imoralitatea e păcat. Dar există o zonă gri, despre care v-am dat doar un exemplu ăsta cu jocurile pentru calculator, v-am dat un, un exemplu ăsta cu telefonul și multe altele, că voi sunteți deștepți. Eu știu că nu trebuie să vă spun vouă explicit niște treburi, că voi sunteți suficient de înțelepți să înțelegeți. Fiți foarte atenți! Am zis că există consecințe, asta înseamnă că există urmări și după aia există soluții pentru lucrurile acestea. Dacă cumva acest divertisment va a furat puterea și devoțiunea și pasiunea, în această zi Dumnezeu prin Duhul Sfânt poate reaprinde acest foc în inima voastră și când plecați din locul acesta, să plecați plin de pasiune pentru Dumnezeu, nu de bucurie că s-a terminat programul, ci plin de pasiune pentru relația cu Dumnezeu. Amin? Doamne, ajută. Bun. Deci încă suntem numai la punctul 1 și după aia punctul 2. Dar v-am zis și de dimineață celor care au fost, da, cred că n așa mulți, dintre cei ce sunt astăzi aici, dintre cei ce ați ajuns seara aici, că destul de lung, mai ales la introducere. 1. Urmări. Acum, e o problemă cu urmările, știți de ce? Că Biblia spune că ce seamănă omul, aceea va și... Spuneți voi, va și... Așa, comunicăm, vorbim, va se cera. Numai că e o problemă. Noi am vrea să se cerăm imediat. Adică, ai făcut un păcat acum, tu ai vrea să-i vezi urmarea când? Imediat. Ai făcut o greșeală acum, dacă greșeala aia nu e foarte clară, dar pentru tine te gândești, mă, fiți că tot ce nu vine din încredințare e păcat. În momentul în care te gândești în in inima ta nu sau n-ai încredințarea, e clară treaba. Da? Dar un lucru care e clar păcat. Îmi zice odată un tânăr frate, zice, cunoști dumneavoastră pe cineva care să fi mințit și să fi murit imediat după aceea? Și clar, din Biblia, Anania și Safira. Ori mințit, ori murit. Adam zice tânărul ăsta, zice, nu, 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 zice, nu din, nu din Biblie, ci din vremurile noastre. Știți cum stau lucrurile? Uite, de exemplu, cu fumatul. Cum stau lucrurile? Omul fumează o țigară. Zice, Măi, într-adevăr, medicul spune, chiar scrie pe acolo, că dăunează grav sănătății. Dar el fumează odată și zice, uite, n-am pățit nimic. Fumează odată, de două ori, de trei ori, de patru ori, un an, doi, trei, patru, ajunge la doctor într-o zi și doctorul îi spune, fumați cumva că aveți un cancer pulmonar. Și el zice, fumez, dar nu de la fumat. Că de patru ani fumezi și n-am pățit nimic. Nu, no, fiți atenți, exact așa stau lucrurile cu. Cu lucrurile astea care ne fură relația cu Dumnezeu, devoțiunea. Nu știu dacă mă înțelegeți și vă spun, ai păcătuit odată, ți-ai încălcat propria conștiință odată, poate nu a fost un lucru explicit păcătos, dar încă o dată și încă o dată și încă o dată, poate a fost un lucru foarte clar păcătos, pune stăpânire pe tine la nivelul în care nu te mai poți ruga, nu mai poți vorbi cu Dumnezeu și sfură orice relație cu Dumnezeu. Și urmările, știi când o să le vezi? Nu le vezi acum. O să le vezi peste un an, peste doi, peste trei. O să le vezi când te vei căsători. Faptul că nu citești din Biblie, faptul că nu te rogi și toate celelalte lucruri care deja ți-au amprentat sufletul. Ascultă-mă ce spun în această zi. Toate aceste lucruri le vei culege mai târziu. Chiar dacă astăzi e aproape imposibil să vezi asta. Urmările întotdeauna vin. Ele eu mi-aduc aminte că odată s o pocăit un băiat, a venit să mărturisească, s-a întors la Domnul având un vis. o, vă, o văzut în, în visul lui, era de undeva de sus, vedea crucea lui Isus și de jur împrejurul crucii lui Isus o grămadă de oameni care își băteau joc de el. Și în mulțimea aceea zicea băiatul ăsta, era cineva care își bătea joc de Isus mai mult decât toți ceilalți. <coughs> și zice, când l-am văzut de acolo de unde eram, aveam așa o... o o stare, veneam să, îmi venea să cobor și să-i să zic, nu-ți dai seama că dai în Fiul lui Dumnezeu, că lovești în Fiul lui Dumnezeu. Și de acolo, de sus, când m-am uitat mai aproape, mai aproape, mai aproape și am văzut fața celui care lovea în Hristos mai mult decât toți ceilalți, mi-am dat seama că sunt chiar eu, o ziz el, despre sine. Pentru că Biblia spune că fiecare păcat al nostru, fiecare încălcare a propriei conștiințe, e ca și cum ai călca în picioare sângele noului legământ. Care sunt urmările? Vă zic aici, prima formă, prima urmare, prima consecință, sper să, să fie clar pentru toată lumea, este negarea. A doua este obsesia și a treia moartea conștientă. Negare, obsesie, moarte conștientă. Ce este negarea? Știți care e negarea? Uită-mă ui la voi acum. Dacă unui dependent de calculator sau de telefon sau dependent de, ori, de Facebook sau de Instagram sau de orice altă chestiune de felul acesta, dacă îl întrebi dacă se poate lăsa oricând și ce zice, eu mă pot lăsa oricând. Negarea. Știți cum suntem noi? Ca și un copil mic, eu mi aduc aminte, am fost odată într-o familie și un copil o... o din familie, era singurul copil în familia aceea, în, aveau în frigider un borcan cu smântână. Copilul o băga mâna în borcanul cu smântână, era murdar de smântână pe mâini, o venit taică său, era mai înalt ca mine sau ca Elisei, foarte înalt, l-au văzut cu mâinile murdare de smântână și le întreabă pe copil, zice, nu știi cumva cine umbla la borcanul cu smântână din frigider? Și ce a făcut pruncul, exact cum facem noi câteodată cu Dumnezeu? S-a uitat în stânga, în dreapta, o dus mâinile la spate și o zis, tati, habar n-am. No, fix așa faci tu cu Dumnezeu. Avem senzația cumva că Dumnezeu nu știe. Asta nu-i păcat. Noi jonglăm cu Dumnezeu ca și cum o facem câteodată cu părinții noștri. Dar ascultă-mă, dincolo de fața asta religioasă pe care ai pus-o aici, în vila biserică, dincolo de atitudinea asta pioasă, există cineva care știe ce e în adânc. Și acesta este Dumnezeu. Dincolo de faptul că stai acolo cu prietenii tăi, dincolo de faptul că ai venit și te-ai pus pe bancă, dincolo de faptul că ai gândurile tale în seara asta, e cineva care vede dincolo de fața de aceasta și acesta este Dumnezeu. Dar vreau să vă mai spun ceva. În ciuda faptului că Dumnezeu vede ce dincolo de imaginea asta, totuși Dumnezeu ne iubește. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu vă citesc gândurile. Mă rog, uitându-mă la unii, pot citi dacă sunteți atenți sau nu. Asta știu. Îmi dau seama dacă vorbiți între voi, dacă sunteți cu gândul în altă parte, dacă sunteți pe telefon, îmi dau seama de asta. De aia, câteodată, mult mai mult în sus. Dar vă spun ceva. Ce e aici, știe unul singur și acela e Dumnezeu. Și vă spun încă ceva. Cu toate că Dumnezeu știe, El totuși ne iubește. Mai zic o dată. Cu toate că Dumnezeu știe, El ne iubește. N-aș putea vreodată să predic unei biserici care a căror gânduri le cunosc. Niciodată n-aș putea. Să vă știu gândurile, să pot predica. N-aș putea vreodată. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu, știu cei dincolo de fața de asta. Când sunt pastor, când am ajuns pastor și am început să-i cunosc pe oameni, mi-a fost tot mai greu să predic. Că zic, băi, pe ăsta-l știu, pe ăsta-l știu, pe l știu. de -aia, cu cât trece vremea și ești mai înaintat în vârstă ca pastor, mai mult stai și te uiți în sus. Pentru că vezi și dincolo de gard, vezi și dincolo de imaginea asta pe care o avem fiecare dintre noi. Dar cu toate că Dumnezeu știe, dragul meu tânăr, vreau să spun în seara asta, totuși Dumnezeu te iubește. Dumnezeu știe ce ai făcut săptămâna trecută, Dumnezeu știe ce gânduri ai în mintea ta, Dumnezeu știe cu ce te lupți în fiecare zi, Dumnezeu știe de ce nu mai citești din Biblie, Dumnezeu știe de ce nu te mai rogi, Dumnezeu știe că vii cu forța în locul acesta, Dumnezeu știe ce e relația dintre tine și El, Dumnezeu știe că de multe ori plângi în singurătatea camerei tale și îți faci rugăciunea seara și zici lui Dumnezeu, Doamne, aș vrea să fiu pocăit, dar nu pot. Dumnezeu știe că i-ai spus de atâtea ori, Doamne, Dumnezeule, vreau să mă rog mai mult, vreau să fiu mai aproape de tine, vreau să mă simt mai aproape de tine, dar ceva o pus stăpânire pe viața ta și nu poți alerga efectiv. Credința ta e o formă de târâială, abia mergi înainte, abia mai faci câte un pas forțat, mergi cumva, încă un pas, încă cum pas, încă cum pas. Dar vreau să vă garantez ceva, Dumnezeul care știe în seara asta spune și ție, te iubesc o dragoste veșnică. El, Dumnezeu, prin cuvântul pe care îl rostesc, te îmbrățișează în seara asta și El îți schimbă viața. Dar nu uita, prima urmare a faptului că mintea ta a ajuns să fie lipită de divertismentul lumii acestea este negarea. Oricât ți-a spune, tu negi. A, ce mare lucru. Ia încercați. Dacă zice zice unuia, mă, tu ești dependent de Instagram sau de like-urile de pe net sau de adorul ăla, nu nu, no, atunci lasă-te de ele măcar o zi. Sau două. Sau trei. Postește de telefon o săptămână. Ce ziceți? Puteți? Niciun amin. Mă, zice, mai bine nu mănânc o săptămână. Da, ăsta ai deja, am devenit, e o prelungire a mâinii noastre. Suntem semi-roboți. Negarea. A, mă pot lăsa oricând. Asta nu-i păcat. Până la urmă, ce? Că doar nu scrie în Biblie treaba asta. Negarea. Fiți atenți, a doua e obsesia. Știți ce e? obsesia? Vă dau definiția ca la carte. Este tulburarea voinței care se manifestă prin idei fixe și prin dorința irezistibilă de a face un act determinat. Adică, adică dacă o zi mergeți undeva în tabără și n-aveți net, simțiți cum nu mai ai liniște. S-au întâmplat. Tu care până N-ai văzut? Bă, dar este... Ce fain e cerul, e albastru. Am văzut oameni, și asta e serios, am văzut oameni care... care... Să uită ce vreme îi, ei îi afară și se uită pe telefon ce vreme îi. Cât e, când cum e. Plouă, nu, tu ești afară. Am văzut, și asta am văzut-o de foarte multe ori, tinerii în același loc stând și comunicând unii cu alții, deci zici mă, dar ce cu voi? Zici că e în mormântare. A, 20 de tineri în același loc. Voi nu comunicați, toți pe telefon, ei vorbeau între ei, glumeau, evident nu fratele pastor. Și atunci ei aveau discuțiile lor pe WhatsApp. Ei vorbeau pe WhatsApp, toți față în față. Ei vreau să vă spun ceva, dragii mei. Știți cum se numește asta? Obsesie, tulburarea voinței care se manifestă prin idei fixe și prin dorința irezistibilă. Am pus poza câte like-uri am, câte like-uri am, câte adoruri am, câte inimioare. Simți că nu mai ai liniște dacă nu deschizi telefonul. Cât câtes, Cât ce e acolo? ah, nu m-am jucat atunci. N-am făcut nu știu ce. Fiți atenți. Asta se numește obsesie. Și diavolul asta vrea să facă cu tine. Să devii obsedat de divertismentul lumii acesteia. N-ai liniște nu-i știu ce meci de fotbal. Habar n-am acum dacă mai există pasiunea asta. Românii s-au mai vindecat de asta că nu mai e bun la fotbal. Pe vremuri, pe vremea când eram eu foarte tânăr, atunci erau foarte înfocați în privința asta. Vedeți lucruri despre care Biblia nu vorbește explicit, dar care pun stăpânire pe noi și ajung să ne obsedeze. Nu te mai poți gândi la nimic altceva. A, da, vorbesc și pentru generația mea, o generație asta a părinților voștri care or venit aici și muncesc de dimineața până seara. Banul nu-i păcat. Biblia nu ne spune că banul în sine e păcătos, ci lăcomia de bani e păcat. Banul în sine nu-i ceva rău, dar poate deveni păcat când nu mai avem nicio duminică, nu mai avem sâmbătă, nu mai avem nimic altceva decât de dimineața până seara să lucrăm, să ne luăm o mașină mai tare și încă o cameră și încă o chestie, să mai realizăm, să mai strângem când devenim efectiv obsedați, când nu mai vorbim nimic altceva, când ne întâlnim numai despre business despre afaceri, despre pământuri, despre lucruri, există o poezie pe care voi ăștia foarte tineri, probabil că nu o știți, dar ăștia mai în vârstă o știu, se numește Noi vrem pământ. Se potrivește perfect la noi la români, că numai la asta ne gândim. Încă încă un pământ, încă o bucată de pământ, încă o casă, încă o cameră. Mă, dacă aș mai face ceva. Și, și asta nu e ceva lucru rău în sine, dar fiți foarte, foarte, atenți când devenim obsedați de el, când nu ne mai putem ruga, când nu mai putem citi din Biblie, când nu mai poți veni la biserică, când nu mai poți studia Biblia, când ești așa obosit, când vii acasă și te uiți și zici, bă, îmi joacă rândurile, nu, versetele, nu mai înțeleg nimic. E păcat. Și ai devenit un obsedat. Dar, frate, da, frate, dar nu scrie nimic în Biblie despre asta. Da, da, uite-te la tine, uite-te cum te rogi, uite-te că abia vii la un program la biserică și atunci vii așa cu mare greutate și jumătate de program ești cu gândul în altă parte. Tu ești ca euti, trupul tău e aici, dar mintea e în altă parte. Știi care e rugăciunea mea? Trimite, Doamne, Duh de cercetare, fă să-i simțim apropierea. Ca să putem sta în picioare, o, prorocește în viere. Amin! Zâmbiți-mă, oameni buni! Că bucuria este roada Duhului Sfânt. Unii dintre voi sunteți prea încruntați. Poate am ridicat eu tonul prea tare. Așa suntem noi, predicatorii pentecostali, pe varianta Ioan Botezătorul. Dar am senzația că sunteți cam departe și de asta Ui de microfonul ăsta. Ridicăm tonul cum mi-o zis când am adus un prieten odată la biserică. Măi, zice, toate mi-au plăcut, dar parcă te cerți cu oamenii ăștia. Nu știu de ce avem noi așa ne ia elanul ăsta, dar E și asta o formă de râvnă. Nu, ne certăm, zâmbim, dar mai ridicăm din ton, că asta e și o formulă de a vă face pe voi mai atenți. Dar niciodată ridicarea tonului nu locuiește puterea argumentului. Adică, câteodată, dacă nu avem argumente și străgăm mai tare, tot acolo suntem. Numai Da, punctul al treilea, a treia urmare, este moartea conștientă. Da? S-ar putea să ajungă cineva în situația aia în care, la fel ca și Iuda, îi știa că e dependent de bani, dar nu-i mai păsa. Să știți că dependența poate duce în direcția aia. Vă avertizez, spune Biblia, înșelăciunea păcatului aduce împietrire. Împietrire. Și bisericile, din păcate, sunt pline de oameni împietriți. De multe ori mă uit așa și văd doi oameni, unul plânge și altul doarme. Amândoi ascultă aceeași predică și mă gândesc, Doamne, care-i baiul? Știi care-i baiul? Există o categorie de oameni care au sufletul împietrit. Știi de ce ți-ai împietrit sufletul? Poate nu cu un lucru păcătos, că tu ești pocăit, ești penticostal, ai o oarecare frică de Dumnezeu, dar sufletul tău e împietrit. De ce? Pentru că divertismentul lumii acesteia, despre care Biblia ne vorbește, nu, dar nu vorbește explicit, ci doar dă niște principii, o pus stăpânire pe mintea ta. Poate bani o pus stăpânire pe mintea ta. Și multe alte lucruri. Și mintea ta este ca mintea Martei, care spune Biblia că era împărțită. Și când mintea ta e împărțită, tu nu te poți concentra la Dumnezeu. Sunt cele trei urmări. Negarea, obsesia și moartea conștientă. Dar există și soluții. Știți care e prima soluție? Îndepărtează-te rapid de lucrul acesta din viața ta. N-am zis destul de tare? Mai zic o dată. Îndepărtează-te rapid de lucrul acesta din viața ta. Amin! Ba, ai cum spun altfel. Îndepărtează-te de sursa acestui lucru din viața ta. Amin. E un verset în Biblie. Poate că unii v-ați gândit să mă întrebați în legătură cu asta. Știți că scrie în Biblie: Dacă mâna ta cea dreaptă te face să păcătuiești, ce să faci? Ce să faci? Că n-am auzit, băieții. O tai. Nu? No? Văd că sunteți. Zice: dacă mintea, dacă, dacă ochiul tău, nu de minte, nu zice. Dacă ochiul tău te face să păcătuiești, ce să faci? Leapă de, de la tine. Nu? No, păi eu vă văd că voi până ce vedeți. Despre ce vorbește Biblia acolo? Știți despre ce? Despre relații. Zice Biblia acolo despre pricini de păcătuire, zice așa. Dacă ai un prieten care-i mâna ta cea dreaptă, lumina ochilor tăi, cum i-a zis odată un tânăr, zice, fata asta nu-i pocăită, nu-i place să vină la biserică, nu mă apropie de Dumnezeu, dar când o văd simt că nu mai am aer. Și am zis, măi, asta e grav. Dar se numește bronșită asmatică. Mai nou COVID-19. Fiți foarte atenți. Știți ce spune Biblia? Zice, mai bine tai relația asta că i spre binele sufletului tău. Uită-te la rădăcina răului din viața ta. Dacă rădăcina răului îi telefonul ăsta, renunță la el. Nu știu dacă mai au părinții tăi varianta aia de telefon gen cărămidă. A? Nu știu dacă mai există așa ceva pe aici ia pe ăla, care e fără internet. Știu că așa ceva... Nici nu te poate asculta nimeni pe ăla. E mai sigur. Nu știu care e sursa răului, dacă sunt prietenii ăia, știi că, mă, dar sunt prietenii mei de la școală, tovarășii mei, cei mai buni, am crescut cu el când era la vârsta inocenței, N-a n nicio problemă, dar acum el semnalizează, hai la club, hai fumează țigara asta, hai cu mine acolo, hai dincolo. Și tu ai venit și la biserică, n-ai ce face, că te aduce și conștiința ta că ai crescut aici, te aduce, tu nu ești încă născut din nou, dar există așa, ai crescut în biserică, te aduc părinții, vreau să spun ceva. Dacă vrei să poți să fii pocăit, nu o să poți să fii pocăit niciodată când rămâi atașat de o pricină de păcătuire. Adică, dacă ăsta e un motiv pentru care ajungi să păcătuiești, zice Biblia, știu că e dureros, dar taie relația aia până când ajunge să-ți distrugă credința în Dumnezeu. Îndepărtează-te cât mai repede. Dar știu ce există în mintea unora dintre voi. Bă, dar tânăr acum, am 14, 15, 16, 17 ani, 18, 20. Știi când o să fac, frate? Când o să fiu mai bătrân. Cum obișnuiam să spună unii din generația mea, știi cum, când o să mă pocăiesc? Când romantismul se transformă în reumatism atunci o să mă botez, atunci o să vin la biserică, atunci o să-L urmez pe Dumnezeu. Ascultă-mă bine, știți cum e asta? E ca și cum ați fi într-o mașină, mergeți pe deal în jos, că aici în Austria sunt multe dealuri, sunt mulți munți, ia gândiți-vă că ești într-o mașină care nu mai, are, nu mai are, frâne și ești pe deal în jos, mergi spre prăpastie și tu ai zice, mă, las că opresc mai încolo. Cum vi se pare ideea bună? Ai zice, măi, eu mă uit, măi, ce frumos e aici, mă uit la, la pădurea asta, e tare faină. Până când ajung eu jos, mai este. Ia gândiți-vă că unii se gândi... spun exact așa, din punct de vedere spiritual. Mai există și vorba aceea pe care unii au scos-o greșit din Biblie, care spune că sfârșitul contează mai mult ca începutul. Vă spun ceva. Și începutul contează. N-ați zis amin, dar vă spun eu că contează. Ăștia care știți puțin sport, ați văzut că de obicei alergătorii foarte buni Să jnez de la început în față. Se mai întâmplă că mai e câte unul care pe ultima, mă rog, ultima parte a cursei reușește să câștige. Dar vă spun un principiu din viață. Cine începe prost, de obicei o termină și mai prost. O, o spun cu mare părere de rău că așa este. Sigur că există excepții, dar nu vă bazați pe treaba asta. Nu e ca și cum. A, acum e ok, dar lasă că o să mă pocăiesc mai târziu. Știți cum e? Mașina ia viteză, tot mai mult, tot mai mult. Păcatul prinde rădăcină în mintea ta, în viața ta, în trupul tău, pune stăpânire pe tine, până la nivelul la care tu însuți ajungi să spui a, asta nu-i păcat. Și acum ai bătălia asta grozavă în bisericile noastre. Dar asta nu-i păcat. De ce? Pentru că zici, lasă că o să mă pocăiesc mai încolo. Nu e o problemă, că asta nu scrie clar în Biblie. Și tot așa, și tot așa, și e viteză tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, și te îndepărteze Dumnezeu tot mai mult, și cu cât te îndepărtezi mai mult, cu atât va fi și mai greu să te pocăiești. De aia vreau să te avertizez în seara asta. Dacă nu te oprești chiar în seara asta, mâine s-ar putea să nu te mai oprești deloc. Pentru că ai luat o viteză atât de mare, nu că Dumnezeu nu te mai poate ierta, că mai există și categoria predicatorilor legaliști care ne spun, ai făcut păcatul ăsta, nu te mai iartă Dumnezeu. Nu, Dumnezeu te poate ierta de orice păcat ai fi făcut, slăvit să fie în numele Domnului, dar vreau să te avertizez, nu o să mai fii tu dispus să te pocăiești. Asta e problema, nu că Dumnezeu nu te iartă, dar nu o să mai vrei tu să te pocăiești. Pentru că cu cât păcatul pune stăpânire mai tare pe viața ta sau lucrul ăsta care el însuși nu neapărat păcătos, dar îți împietrește sufletul tot mai mult, ajungi să fii atât de împietrit încât a, las, că nu-i bai. Îndepărtează-te rapid. Doi, e, și cu asta voi încheia. Nu știu cum facem, după aceea avem întrebările direct și sau cântăm o cântare așa. Înlocuiește lucrul ăla din viața ta cu relația cu Dumnezeu. Mă auziți? Mai zic o dată. Înlocuiește lucrul acela din viața ta cu relația cu Dumnezeu. Ce înseamnă? Adică, dacă tu toată ziua stai pe telefon, nu știu câte ceasuri, pentru că îți place, nu știu ce, joc, sau ești pe online și așa mai departe, fiți atenți. Lucrul acela din viața ta, când îl scoți de acolo, îți lasă un loc liber. No, ce să fac în timpul ăsta? Înlocuiește-l cu relația cu Dumnezeu. Și o să vă spun ceva. Știți ce înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu? Vă întreb acum și uite, nu se uită nimeni la voi în afară de mine. Nu ridicați mâna sus, dar mă uit la voi și-aș vrea un răspuns cu privirea. Ai o relație personală cu Dumnezeu în Iisus Hristos? Vedeți, nu v-am întrebat dacă sunteți penticostali, nici dacă sunteți baptiști. Aveți o relație cu Dumnezeu? Dar ce înseamnă asta? Frate, dar noi suntem acela biserică? Poți fi acela biserică și eu tichera într-un loc luminat, luminos, cu Apostolul Pavel la Amvon, nu cu un predicator oarecare din România, Și totuși să fii departe de Dumnezeu. Ai o relație personală cu Dumnezeu? Dar ce înseamnă asta? Știi ce înseamnă? Știi ce spune Biblia? Rugați-vă neîncetat. Ce-i rugăciunea neîncetată? O comunicare la nivelul minții continue cu Dumnezeu. Cum vorbesc cu Dumnezeu? Îmi zice Domnul Isus, când vă rugați, ziceți tăticul meu care e în ceruri. Eu așa mă gândesc la Dumnezeu. Dimineața când mă trezesc, mă mai uit mesaje de încurajare și de încurajare mai primesc. Și după aia, comunic cu Dumnezeu la nivelul minții mele. Doamne, îți mulțumesc. Primul meu gând în fiecare dimineață când mă trezesc. Doamne, îți mulțumesc pentru ziua aceasta. Continu vorbesc cu Dumnezeu. Dar știți cum e? Asta nu înseamnă că mă duc pe stradă cu ochii închiși așa, cu mâinile împreunate, sub formă de rugăciune. Biblia spune, Domnul Iisus, când vă rugați, nu fiți ca fariseii, care cred că rugăciunea ascultată numai dacă repetă după anumit tipar. Nu! Vorbește cu Dumnezeu. Ești la școală, vorbești cu Dumnezeu. Când trebuie să dai un răspuns la acolo în față și dacă ai învățat, vorbește cu Dumnezeu. Dacă n-ai învățat, și atunci trebuie să vorbești cu Dumnezeu. Și Dumnezeu o să spună data viitoare să înveți, cam asta să-ți vorbească. Să nu așteptați acum să vă ducă îngerii răspunsul dacă voi nu v-ați făcut partea voastră, că Dumnezeu binecuvântează Munca, nu lenea. Dar vorbiți cu Dumnezeu. Avem dreptul, spune Biblia, să, 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 să venim în prezența acestui Dumnezeu care este sfânt de un infinit de ori sfânt. Avem dreptul prin Isus Hristos. El este mijlocitorul, avem dreptul ăsta, am fost înfiați prin El. Credința în Iisus Hristos îți dă dreptul să stai în fața unui Dumnezeu sfânt, un om limitat și slab și neputincios și un tânăr oarecare și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, zbucuros, bucuros, Doamne, ești trist, Doamne, am ispita asta cu care mă confrunt și la nivelul minții mele vorbesc continuu cu Dumnezeu. Rugăciunea nu e o chestiune formală și noi, pentecostalii, noi am zis de ortodox, că ei au rugăciunile lor formale, nu vă, nu vă supărați pe mine, dar și noi suntem câteodată exact la fel. Avem am crescut în biserică și mi-aduc aminte, îi știam pe frați după rugăciuni. Am să roagă fratele Vasile, am să roagă fratele Gheorghe, Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov, fix de fiecare dată aceeași rugăciune. Rugați-vă, vorbiți cu Dumnezeu normal. Nu vă schimbați vocea neapărat când vorbiți cu Dumnezeu. Eu m-am gândit de multe ori, uite, dacă tot aveți telefoanele, faceți următoarea, promiteți că că-ți faceți cu mine un experiment în seara asta. Ia, ascultați-mă, băieți, fetele, dragii mei, frați și surori, înregistrați-vă următoarea rugăciune și după aia încerca să înțelegeți ceva din ea. Eu am făcut treaba asta, mi-am înregistrat rugăciunea și am zis, Doamne, nu știu ce să de înțeles de aici. Biblia zice, mă vă ruga prin Duhul, dar mă vă ruga și cu mintea. Noi vorbim cu Dumnezeu câteodată, zice, când vorbiți cu Dumnezeu, vorbiți ca și cu tată. Ceresc. Și zic, Tată Ceresc, tăticul meu din ceruri, uite, am problema asta, am ispita asta, am bucuria asta. Și vorbesc cu El. Asta înseamnă să am o relație cu Dumnezeu. Dar relația asta se bazează pe credința că Isus Hristos e Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele mele și prin El am acces direct la Tatăl. Altfel, știți ce avem? Voi aveți o religie. Mulți pocăiți n-au decât o religie și să laudă fiecare cu religia lui și religia mea e mai bună ca religia ta și vii și aici mă asculți pe mine predicând și mai cântă oamenii ăștia și n-ai decât o religie și atâta tot. Eu mă rog ca voi, fiecare dintre voi, să aveți o relație personală cu tăticul nostru din ceruri. Amin? Cam asta am avut de zis, acum, în prima parte, după aceea, cântă oamenii, chem să vină să cânte, oameni buni, haideți și cântați. Uh, și după aceea, o să avem o sesiune de întrebări și răspunsuri, îi putem ridica în picioare, hai, hai, să. în picioare și cântați. Asta aș vrea să vă văd, cântând, dar din toată inima. Eu i-aș pune pe oamenii ăștia să repete cântarea de mai multe ori, până cântați toți. Aș fi pus oamenii de ordine pe laterale, în spate, și cine nu cântă, nu pleacă acasă, seara asta. Ce cântare cântați? Ia ziceți voi. Sângele tău. Sunt întrebări dintre cele mai grele și cele mai controversate. Așa că unele dintre ele mă iertați, o să le evit cu bună știință. Așa. Le Am Avem 13 întrebări. Acum, uh, uite, de exemplu, o întrebare. Prima întrebare. E în ordine ca un tânăr creștin să joace fotbal la un club? A zice, depinde la ce club. Uh, fiți foarte atenți la capitolul ăsta. Nu-i păcat să faci sport. Se leagă aici, uh, mai e o întrebare dacă e păcat să faci sport. Nu, din potrivă. Eu cred că e bine să faci sport, dar depinde contextul în care faci sportul. An de zile s-a promovat ideea asta că îi păcat să faci sport, că putem să ducem o viață care să nu fie tocmai disciplinată și după aceea ne fiind cumpătați să ajungem în situații în care să cerem bisericii să se roage pentru noi. Haideți să mă dau pe mine exemplu. Eu aveam niște dureri groaznice de spate. A, dureri groaznice. Mi-am scris lucrarea de doctorat stând în picioare. Nu puteam să stau așezat. Și tot le mai zicea la frază, rugați-vă pentru mine. Și a venit un frate care îi cu sportul și zice, frate Adi, văd că știi că redința fără fapte e moartă. Și ar fi din să începi să alergi, mai dai jos din kilograme, mai faci puțină mișcare. Acum, E foarte important, legat și de întrebarea asta, că eu, în ordine ca un tânăr creștin să joace fotbal la un club, eu vă zic în felul următor. Poți intra într-o mină de cărbuni îmbrăcat în alb? Poți intra într-o mină de cărbuni îmbrăcat în alb, dar nu poți să ieși la fel de alb cum ai intrat. De aia, sportul în sine nu-i păcătos. Din potrivă, fraților și surorilor, dragii mei, e chiar recomandabil să ne ajungem în situația în care, la o anumită vârstă, să fim bolnavi și să cerem bisericii, rugați-vă pentru noi și Domnul să spună, păi poate că ar fi fost bine, de exemplu, să fii mai cumpătat la mâncare, poate ar fi fost bine să faci puțină mișcare, mă înțelegeți? Nu-i păcat să facem sport, numai că contextul contează. Întrebarea mea, există vreun club de fotbal creștin? Ai acolo numai frați? Dacă da, dacă există vreun club creștin, în regulă. Dar dacă tu ai acolo numai uh, oameni care, după, după meci, la băutură, te îndeamnă iarăși la altfel de lucruri, depinde enorm de mult, încă o dată. Știți că noi tot timpul vrem situații de, gene, de genul ăsta morale să fie foarte clare. Nu, nu sunt foarte clare. În sine, sportul nu e păcătos, e bine să-l faci, numai fiți atenți unde și cum. Asta ține și de sală, că am văzut că foarte mult se vorbește acum pe subiectul ăsta și suntem provocați, noi predicatori să răspundem la întrebarea asta. Dragii mei, în ce context faci sportul? Atâta tot. În rest, sportul în sine e foarte bun, dar vă, vă, mai îndemn la ceva. Acum știu că în vremurile noastre la modă să ne ținem trupul cât mai sănătos. Foarte bine. Dar bine ar fi să ne ținem sănătos și sufletul și bine ar fi să ne ținem sănătoasă și mintea. Că facem sală, dar numai la trup, mintea nu mai exersăm deloc, dă citi nu mai citește nimeni aproape deloc, din Biblie nu mai nimeni deloc, sufletul viu. Știți, că sala, știți care e sala pentru suflet? Rugăciunea, postul, astea. Încă o dată, lucrurile trebuie să păstrate într-un echilibru, mă înțelegeți? Da, nu promovăm uh, un radicalism, talibanism, sau știu eu, o formă din asta extremă, Biblia când vorbește despre om vorbește în întregime, trupul important, de aia există învierea trupului. Știți că într-o zi trupul ăsta va învia. Domnul Iisus a înviat în trup. Deci trupul nu trebuie neglijat, nu trebuie disprețuit. Când ești bolnav, nu mai ai niciun chef nici de lucruri spirituale, nu mai poți sluji. De asta e important să fim echilibrați, adică din toate punctele de vedere. Dar de asta eu nu vă pot da răspunsuri radicale în privința asta. Dacă în contextul în care te duci tu. De ce v-am întrebat dacă clubul e creștin? Am fost odată în Australia și exista o echipă de fotbal creștină. Mergea antrenorul, începeau cu rugăciune, terminau cu rugăciune. No, dacă găsiți o asemenea echipă, Doamne ajută. Dacă nu, atunci de fugit, poți fugi de unul singur liniștit. Poți face sport, nu neapărat în modul ăsta organizat, mă înțelegeți? Găsește metoda aceea înțeleaptă și inteligentă de a reuși să-ți păstrezi și cugetul, conștiința, mintea, sufletul curat, dar și trupul sănătos. Eu cred că nu e așa de greu. Dar ne place nouă să forțăm lucrurile, să ne zică fratele Adi, o zis fratele că nu-i pe canal de mâine, mă înscriu. Încă o dată fiți foarte atenți. Nu zic că tu ești tare spiritual și o să-i pocăiești pe toți ăia acolo. Nu niciunul pocăi, dar eu sunt tare. Fii atent că nu cumva să se întâmple tot invers. Ați înțeles ce vreau să spun. Mă întreabă cineva cum să îmi sistematizez studiile biblice, teologice, dacă sunt autodidact. Am o întrebare interesantă. Acum, există foarte multe forme, sunt școli biblice de sâmbătă, de duminică, există școli biblice online, da? vă pot eu recomanda câteva dintre ele, există învățământ la distanță. Deci, există foarte multe formule prin care vă puteți educa din punct de vedere teologic dar totul începe cu disciplinarea. Citirea Cuvântului lui Dumnezeu în mod sistematic, nu la nimereală. Acum, să mă iertați, dar metoda asta de a cunoaște voia lui Dumnezeu între ghilimele, de a deschide Biblia, eu nu spun că Dumnezeu câteodată nu vorbește și așa. Dar dacă deschideți tot în același loc, că la un moment dat se obișnuiește numai tot acolo. Citiți Biblia în mod sistematic. Citiți Cuvântul lui Dumnezeu în mod sistematic. Vă spun eu, un verset scos din context se transformă în pretext. Uh, nu mai citești acolo nu știu ce, găsești că s-a dus David nu știu unde și Dumnezeu i-a poruncit să se ducă la luptă și să extermine pe nu știu cine și tu poate ai o problemă cu un vecin și zici, a, în numele Domnului mă duc. N-are nicio legătură. Dar noi luăm din context, deschidem, mă, fii atent ce mi-a vorbit Domnul. Nu ți-a vorbit Domnul. Citește Biblia în mod sistematic. Tot cuvântul lui Dumnezeu este folositor, dar nu egal folositor în același timp. Știți ce înseamnă asta? Nouă pocăiților în special ne plac cărțile astea spectaculoase. Daniel, Ezechiel, să vedem, Daniel are Apocalipsa în patru pași, Ioan în câți pași. Și ne uităm și vedem, măi oameni buni, lăsați asta. Ia începeți cu Matei, cu Marcu, cu Luca, Ioan, apoi ce spune Apostolul Pavel. Puneți-vă o bază serioasă în relația voastră cu Dumnezeu. Și știu că câteodată zici, bă, dar mai citit textul ăsta. Sfântul Ioan Gură de Aur știa pe de rost tot Noul Testament și îl tot îl recitea, îl recitea, recitea și ucenicii lui îl întreabă, părinte, dar de ce mai citești, că știi pe din afară? Știi ce o zis el? Păi zice, dacă știi rețeta, înseamnă că nu mai mănânci? Pentru că Domnul Isus o zis că omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. Așa că, în privința aceasta, teologic vorbind, am spus, pot să sistematizez lucrurile în viața ta depinde cât de departe vrei să mergi. Există o grămadă de școli, și online, și de sâmbăta, și există multe forme de învățământ care vă pot ajuta. Autodidact e foarte greu să fii, trebuie să ai o disciplină de fier. E posibil, cunosc oameni, dar vă spun, e un drum foarte dificil. Ok. Um, când trebuie să iei o decizie importantă în viață, cum poți ști care este voia lui Dumnezeu? Păi despre asta am putea predica... Un set de predici, dacă vreți să-l începem în seara asta. Nu? Bun. Cum trebuie să iau o decizie importantă în viață și cum poți ști care este voia lui Dumnezeu? Ia, uitați-vă. Vreți să știți voia lui Dumnezeu? E Aici. Acum știu că unii dintre voi vă gândiți la căsătorie, de exemplu, când întrebați cum să știu care este voia lui Dumnezeu. Răspunsul dacă vă gândiți la căsătorie, e simplu. Persoana aia te apropie de Dumnezeu sau te îndepărtează? Îți place sau nu-ți place? Știu că idealul ăsta roz al civilizației în care noi trăim, a, am fost născut pentru persoana aia, am ratat-o, gata. Știi că mai auzit și din astea. De acum voi fi tot timpul nefericit. Să o căsători cu altcineva? Oameni buni. Ascultați-mă. Omul ăla, dacă are o relație personală cu Dumnezeu, te apropie de Dumnezeu. Simplu. Sau te, dacă te îndepărtează, înseamnă că n-are o relație bună cu Dumnezeu. Te apropie sau te îndepărtează. Și sigur că trebuie să-ți placă. Că nu toți oamenii pocăiți, nu toți oamenii buni din punct de vedere moral și spiritual, neapărat se potrivesc în această relație pentru tine. Cum să iei decizia, v-am spus. Și în general, uite, da despre școală, de exemplu, că poate vă gândiți la școală, la ce școală să mă duc? Întrebarea mea este, școala aia împlinește vocația ta? Adică lucrul la care simți că trebuie să-l faci toată viața? Sau, și mai e ceva, te apropie de Dumnezeu sau nu? A, pentru creștin, totul se raportează la Dumnezeu. Deci, în legătură cu decizii, nu mă vândem, nu luați decizii în funcție de sentimentul de moment. Asta e catastrofal. Deci, mulți cred, zice, acum am au zis Domnul și sentimentul ăla de moment, au prins o emoție, săptămâna viitoare au o altă emoție. Iar semnalizează în partea alaltă. După aia, ace, aceeași emoție îi duce bani stânga, bani dreapta. Nu vă lăsați târâți de emoții. Știți de ce? Biblia spune despre inima omului că este, știi cum? Înșelătoare. Așa te ia inima asta, zice, ești pavarie tot timpul. Acolo tu voia Domnului, după aia, acolo voia Domnului. Nu luați decizii bazate pe instinct, și pe sentiment de moment. Odată ucenicii Domnului Iisus zic, îi zic Domnului, Doamne, trimite foc din cer, că erau nervoși. Așa că nu luați niciodată decizii când sunteți nervoși sau flămânzi. Pentru că mai avem în Biblie un om care decide să-și vândă dreptul de întâi născut pentru că era foame. Frate, frate, dar ce ori pe bani, dacă vă aduceți aminte, acolo, și decide să-și vândă dreptul de întâi născut, bazat pe faptul că așa simțea atunci. Și mulți zic, așa am simțit să mă duc acolo. Nu vă lăsați tărâți de inimă. Voia lui Dumnezeu e explicit în scriptură, acolo în Biblie, și după aceea mă apropie sau mă îndepărtează lucrul ăla de Dumnezeu. M-am tărit de la fotbal. Așa. Cum îți dai seama dacă ești pregătit pentru botez? Simplu. Crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele tale? Aia trebuie să mărturisești în apă. Nu știu unde aveți voi. Aici. Nu. No. Crezi ori nu crezi? Da. Ești botezat? Nu, no, bun. Că altfel am multe botezam. am vrut doar să zâmbim. ai o relație personală cu Iisus Hristos? Cu Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos? Prin Duhul Sfânt? Ești născut din nou pentru că, ce se întâmplă? În momentul în care există o credință reală în inima noastră, credința ne pune relație cu Dumnezeu. Și în momentul ăla, noi comunicăm cu Dumnezeu la nivelul minții. E asta înseamnă, am, am pornit-o. ei fiți atenți, la unii dintre voi e o problemă. Unii așteaptă tot timpul să atingă un standard de neprihănire foarte înalt sau de maturitate. Păi, oameni buni, toată viața de credință după aia se numește un drum de sfințire. Să nu așteptați să fiți perfecți în momentul în, care, în momentul în care omul se pocăiește, spune Apostolul Pavel, prin credință este socotit neprihănit. Nu îi, el e socotit. Adică, el nu a făcut decât să schimbe direcția, dar el e tot acolo. Mă înțelegeți? Dar în momentul când se schimba direcția, deja se schimbă și viața, pas cu pas. De trebuie să avem răbdare cu noi. Să nu Unii amână, atât amână botezul, așteaptă să devină mari predicator, nu știu ce, după aia să se boteze sunt ca și celebrul Sfântul Constantin cel Mare, despre care se spune că și-a angajat la un moment dat avea un preot lângă el în caz că moare, să-l boteze înainte să moară. Pentru că el își imaginea că prin botez sunt iertate păcatele. Noi nu credem asta. Păcatele nu sunt iertate prin botez. Păcatele sunt iertate în numele jerfei Domnului Isus Hristos prin credința în jerfa Lui în locul nostru. Iertarea nu este... Noi de multe ori spunem că, de fapt, legământul, că facem un legământ aici. Tot spunem noi că predicatorii noi câteodată suntem pe pilot automat. Nu ne pregătim așa mult și atunci legământul spune Biblia, citiți ne evrei. Nu în apa botezului, ci legământului în sângele Domnului Isus Hristos. Deci legământul cu Dumnezeu îl încheiem pe baza relației noastre cu Dumnezeu pe care o avem datorită faptului că Isus Hristos a murit în locul nostru. Prin urmare, în apa botezului nu fac decât să mărturisesc public ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața mea. Dar actul acesta mărturisitor face parte din procesul nașterii sau din procesul transformării mele pentru că e un act de ascultare de Hristos. Dacă eu nu pot să fac nici măcar primul lucru, că Domnul Isus o zice cine crede și se botează va fi mântuit. Dacă eu primul pas nu pot să-l fac înspre botez, apoi cum o să le fac eu pe alea alte mai grele? Și faptul că refuz să te botezi demonstrează că încă e o problemă în relația ta cu Dumnezeu. Pentru că un om care e cu adevărat născut din nou are exact logica Scripturii. Uite apa ce te împiedică să fii botezat. Păi ce te poate împiedica? Dacă tu crezi că Isus Hristos e Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele tale și ai început deja o relație cu Hristos, nu te mai poate împiedica absolut nimic. Bun. Dom'le, avem întrebările astea. Îi păca să bei puțin alcool. Numai puțin. Asta e clar că omul știe ceva din Biblie. Numai că noi știm acolo cu Timotei o leacă numai. Alcoolul în vremea Bibliei, și tot aud că se folosește ca justificare în mulțirea vinului de la nunta... De unde? În cana. Mă ce le știm? Hai să vă spun. Știți că vinul în vremea aia juca un rol extrem de important în curățarea apei. Apa nu era foarte bună de băut... Multe boli pornesc de la apă, da? Vorbiți cu, cu cei care au habar de medicină și conținutul alcoolic al vinului era foarte scăzut și se împărțea. zecea parte era apă. Deci, conținutul alcoolic era extrem de scăzut și avea și rolul acesta de a face apa, care de multe ori nu era bună de băut, să fie bună de băut. Acum, noi de foarte multe ori venim și spunem, unii trec dintr-o extremă în alta, zic că Domnul nu a fost chiar vin. A, în Biblie scrie că a fost. Dar, dar în formula aia, să nu cumva să vă imaginați că la Domnul Iisus o îmbătat pe cineva. Uitați-vă toată Scriptura, dacă vă uitați, Biblia vorbește împotriva alcoolului. Și vorbește explicit împotriva alcoolului. De ce? Răspunsul e simplu. Alcoolul îți afectează discernământul sunt o grămadă de studii, acum nu vreau să intrăm în detalii care depășesc atât competența mea cât și a voastră, am citit și eu câteva, Ia, el îți afectează uh, discernământul. Hai să punem problema altfel, mai pe înțelesul tuturor. Ați văzut voi pe cineva care să bea doar puțin alcool și după aia să zică, vai ce m-aș ruga. Nu mult, numai puțin. Sau să zică, mă ce m-aș duce la biserică. Nu, Asta vă garantez. De asta e o problemă cu, cu, cu alcoolul. Mă înțelegeți? Nu că am fi noi fanatici, nu că tratăm lucrurile într-un spirit taliban. În niciun caz. Interpretăm Scriptura așa cum este. Nu întâmplător spune Biblia vinul, mustul și curvia. Adică lucrurile astea se leagă într-un fel sau altul. Problema e, lucrul ăsta mă apropie de Dumnezeu, revenim sau mă îndepărtează sau e din categoria lucrurilor care nici nu mă apropie, bă, atunci mai bine te poți lipsi. Ok. Nu, nu o să tratăm subiectul acum decât așa, tangențial. Cum aș putea să mă rog cât mai eficient? Non-stop. <laughs> Eu știu la ce te referi tu. Da, vreau să înțelegi că atunci când spui cât mai eficient, te gândești că rezultat, să aibă rezultat. Ascultați-mă. Rugăciunea se bazează pe relația cu Dumnezeu. Rugăciunea nu e un fel de tonomat. Nu știu dacă înțelegeți cuvântul ăsta. Adică, vin la Dumnezeu, îi zic dorința și Dumnezeu îmi rezolvă. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Așa de fai, mi-a zis o soră în vârstă odată, zice frate m-a rugat pentru bărbatul meu, nu mai știu câți zeci de ani, ca Dumnezeu să-l schimbe. Și zic. S-a ceva, zice, nu, dar rugăciunea m-a schimbat pe mine. Știți cum e treaba asta cu rugăciunea? Rostul rugăciunii nu e să urce pământ în cer, ci să coboare cer pe pământ. Hmm. Noi, noi, noi cumva am vrea să ne rugăm cât mai eficient. În ce sens? Să zic o anumită rugăciune și Dumnezeu să facă voia mea. Nu, no. rugăciunea mă face pe mine să accept voia lui Dumnezeu. Evident că lupt pentru un anumit lucru în rugăciune, dacă lucrul ăla e după voia lui Dumnezeu, dar știu de asemenea că rostul rugăciunii, în primul rând, nu este să-l schimbe pe Dumnezeu, ci mă schimbă, în primul rând, pe mine. Nu funcționează algoritmul ăsta de economie cu Dumnezeu, nu? No? Dar ce să zic? Formula asta, 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 că rugăciunea nu e formulă magică pe care tu să o zici și Dumnezeu să fie obligat să facă cum vrei tu. Nu, nu, nu. Așa. Dacă ai o relație cu un băiat și nu știi dacă este voia lui Dumnezeu și ai pus un semn în fața lui Dumnezeu, dar n-ai primit niciun răspuns, ce trebuie să faci? Am spus lucrul ăsta, adică dacă omul ăsta te apropie de Dumnezeu sau nu. Asta cu semnele, vă rog să fiți foarte atenți. Poți să pui un semn și să fie un semn care să nu fie neapărat, cum să spun eu, pe placul lui Dumnezeu. Nu La ce mă refer? nu forțați voia lui Dumnezeu. Adică, tu știi că băiatul ăla nu-i pocăit, sau e pocăi numai de zile de duminică, știi că ceva nu-i în regulă cu el, dar am pus un semn și o ieși bine. Nu forțați voia lui Dumnezeu. Știi ce spune Domnul Isus? Nu ispiti pe Domnul Dumnezeul tău. Ce înseamnă asta? Am cunoscut cazuri de genul. Oare e voia lui Dumnezeu să mă căsătoresc cu cutare? No, dacă vine o mașină galbenă, înseamnă că e voia lui Dumnezeu. Măi, și tu să-ți distrugi viața pentru că trecut de o mașină galbenă pe lângă tine, un taxi. Păi dar voia lui Dumnezeu e aici, în Biblie. Păi dacă în Biblie spune clar că o căsătorie trebuie să fie în Domnul și nu vă înjugați la un jung nepotrivit, fii foarte atentă, draga mea, și fiți foarte atenți, dragii mei, când vine vorba de alegerea partenerului de viață, pentru că la asta se referă cuvântul lui Dumnezeu aici. Adică are sau nu are o relație personală cu Dumnezeu, dincolo de semne, că noi putem pune semne câte vrem. Dar nu forțați voia lui Dumnezeu. Știi când știi clar, mă. Dar știi cum facem noi? Noi punem semn până când ne iese semnul. Și mergem la proroci până găsim unul care să ne cânte în strună. Zice Domnul odată. Nu, nu, no, las că l găsesc eu pe la care îmi zice cum îmi place mie. Ca așa suntem noi. Și știți care e paritatea uh, proroc, fals și proroc uh, adevărat. De obicei, cei mai mulți sunt falși. Să mă ierte Dumnezeu. Asta e, ăsta adevărul. Rare ori și, și oamenii al lui Dumnezeu, fiți atenți, un om al lui Dumnezeu poate, un prorocul e proroc, e om. Spune Biblia că prorocul prorocește în măsura credinței. Asta ce înseamnă? Măsura relației lui cu Dumnezeu, nu că măsura cu tupeului lui. Nu, măsura relației lui cu Dumnezeu, maturității lui duhovnicești. Un proroc poate să spună un lucru din partea lui Dumnezeu, fiind într-o bună relație cu Dumnezeu și la un moment dat poate să că ceva ce vine din mintea lui. Și aici și noi câteodată forțăm lucrurile, mergem la ei, am venit din Austria, am venit din Australia, ăștia mai de departe. Hai, zine, ce-o zice Domnul, ce-o zice Domnul? Și omul din bun simț să zice să nu, să postești, să te rogi. Este așa, generale. Și după aia începe încetul cu încetul să o dea așa și încetul cu încetul un proroc care a fost bun s-ar putea să înceapă să spună lucruri de la el, de asta fiți foarte atenți. Bazați-vă întotdeauna, în primul rând, pe relația voastră cu Dumnezeu. Dumnezeu poate vorbi și printr-un proroc, dar fiți atenți în legătură cu asta. În Biblie, regula nu mă duc eu la proroc, ci Dumnezeu trimite prorocul la mine. În Biblie nu-i pun eu mâna pe telefon, cu da, bine, nu erau telefoane, și, Doamne, zim ce să fac, eu n-am timp. Eu n-am vreme să mă rog, să postez, să caut voia ta în mod personal, ci să roagă fratele, eu între timp am depus niște gresie. Nu merge cu Dumnezeu așa? Nu o să spună Dumnezeu ce trebuie să faci? Caută în mod personal voia lui Dumnezeu și când o vei căuta bâșbâind cu toată inima, cu toată dorința și nu vei ști ce să faci, atunci Dumnezeu îți va da o direcție clară. Dacă Dumnezeu alege să o dea printr-o încredințare, printr-un gând, printr-un vis, printr-un proroc, e alegerea lui Dumnezeu. Dar nu-l forțezi eu pe Dumnezeu. Nu-i spun, Doamne, mâine la ora 6, când eu sun, ești obligat să vorbești. Eu am tot respectul pentru prorocii la care te duci și nu mi-a dat Domnul nimic. Ai, mă, dar am venit atâta drum până aici. Încă o dată. Prorocul nu-i mașină de prorocit. Dacă Dumnezeu are ceva, bine, dacă nu. Sau poate că Domnul vrea să-mi vorbească mie altfel, să mă facă mai matur spiritual. Am întrebat unui, pe să mănânci mult. Da, Despre prieteni nu întreba cineva. E păcat să... Um, ai prieteni din necredincioși. Dragii mei, v-am spus care e principiul, dar mi-au zis, nu beau, nu fumează, nu insultă. Știți cum e asta? E ca atunci când îi spui la taică și la maică ta, eu mă duc în oraș, nu beau, nu fumez, nu dansez, dar mă duc acolo. Mă, oameni buni! Încă o dată, ce vă împiedică să aveți prieteni care merg în aceeași direcție? Asta nu înseamnă că sunteți să nu mă înțelegeți greșit. Asta nu înseamnă că vă duceți la școală și sunt, stați așa, eu numai cu pocăiți vorbesc. Nu! Trebuie să fiți prietenoși cu toată lumea, trebuie să fiți în stare să vorbiți. Mai există și categoria asta a pocăitului, care tot timpul așa supăra pe viață. Mi-a zis un prieten de meu din copilărie, pe care mai păstrez așa, într-o formă de amiciție, că sunt prieteni și prieteni. Prieteni mulți nu poți avea în viață. Când zic prieteni, mă refer la aia 2 3, care sunt cer cu intim. Ăștia alții. poți să ai, dacă sunt oameni cu principii. Și îmi zice, mă, voi pocăiții, zice, zici că sunteți mitraliere de versete biblice. Și mă mai întâlnesc cu, am un, ve, un vecin, ăla zice, când te întâlnești cu el, numai Efesen 2 cu 3, Ioan 4, mă, oameni buni, fiți normali, vorbiți normal, salutați, zâmbiți, comportați-vă normal. Mi se mai întâmpla, mi mai întâmplat să mă întâlnesc cu niște foști colegi, stăteam în fața blocului cu ei de vorbă și vine unul, trece pe lângă noi, nervos, și zic, mă, ce e cu ăsta? Ăsta zice, de-al tău. E pocăit. ce e cu el? Nu suntem speriați. Fiți normal, dar totuși diferiți. Ăsta e secretul. Normal în ce? În felul în care ne raportăm la ceilalți, dar diferiți în ce? În standardul nostru moral. Să ne ajute Dumnezeu. Dacă îmi vorbesc de prieteni intimi, știți că sunt în viață. Nu ai mulți. A, a voi v-ați obișnuit că aveți pănetă. Aia nu sunt prieteni. Uitați-i. Așa da, amici, da, colegi, da, sigur că da. Dar prieteni, îți doi, trei, și aia trebuie să fie care să împărtășească aceleași valori ca și tine, care au aceeași direcție, împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că prietenii ăștia intim te influențează mai mult decât îți dai seama. Ei decizi în viață de multe ori mai mult bazat pe ce spun ei decât ce spun părinții. De asta e important să aibă aceleași valori și valorile lor să fie ale Scripturii. Bă, dar voi să puneți întrebări. Nu, uite aici, eu credeam că, când credeam că termin, iarăși. Deci că ziua la predică, fraților, ne apropiem de sfârșit. Să mă mai uit puțin. E, e, e ca limba germană. Da, 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 știu, mi-am dat seama de asta. Cât de cât așa, a tehnic, dar unele chestii le mai înțeleg. Mulțumesc frumos. Dar, exact, exact. Unele dintre întrebările voastre în, sunt întrebări din categoria la care trebuie să vă răspundă păstorul bisericii. Prin urmare, aleg să nu răspund unor întrebări care țin strict de activitatea pastorală și strict de rânduiala bisericii. Da? Eu vin din altă parte, rânduiala bisericii, o știe păstorul, o știu frații, așa că să nu vă supărați pe mine dacă nu vă răspund la anumite întrebări, o fac deliberat. Știu să citesc, în mod intenționat peste anumite întrebări voi trece. Este păcat să vorbești cu, cu multe fete sau băieți? Pe păi normal. Adică, când intri într-o relație de, de prietenie, intri într-o relație de prietenie cu gândul că vrei să te căsătorești. Altfel de ce să intri? Eu nu pot să înțeleg relații de prietenie la 15-16 ani. Mă iertați? Întrebarea e, vrei să te măriți? Vrei să te însori? Valentine's Day. A fost Valentine's Day. Băi. Și eu văd, stai de vorbă cu câte unul sau una, mă, el n-are 12 ani, 13 ani, girlfriend. Boyfriend. Prietenă, prieten. Mai oameni buni. Întrebarea următoare. Vrei să te căsătorești? Da, și poți? Adică nu zi tu mi la 16 ani că te căsătorești sunt împotriva relațiilor de prietenie prea lungi. Nu, e imposibil, eu nu pot să înțeleg cum adică ani de zile, ani, 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 păi eu voi deja imediat sărbătoriți nunta de argint și încă nici v-ați căsătorit. ce asta? Nu există așa ceva. În mod realist, suntem pe pământ. E imposibil să ai o, o relație de felul ăsta, să zic, eu sunt pocăit. Da? E, oricât ai fi de pocăit, dacă nu există nicio formă de atracție, înseamnă că e problemă. Și atunci, de ce să te ispite singur? De ce să te ispite singură? Am ajuns la vârsta la care vreau să mă căsătoresc și pot să mă căsătoresc? Da. Îmi place persoana aia, văd că e un om credincios, văd că e ok, stau de vorbă, văd cum merge treaba, nu merge, fiecare merge mai departe pe drumul lui. Dar nu există, mergem în paralel. A, mai nu e așa ceva, nu există. cum pot să deosebesc și să înțeleg vocea Duhului Sfânt cu atenție cu mare atenție să știți că nu toate vocile care le auzi mândre la Domnul multe voci dar știți cum lăsăm? vocea Duhului Sfânt se dezvoltă cu cât roși mai mult și citești mai mult din Biblie cu atât vorbește mai mult Duhul Sfânt Cât ne vorbesc muzica nu vi se întâmplă să mergeți pe stradă și să ți intre în minte o melodie și na 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 na, na. Și dacă melodia aia nu e una de la Domnul, ci una din asta care îți transmite niște valori din astea nasoale, fără să-ți dai seama, nu m-ați răsar în minte niște gânduri. Filmele, tot ce intră în mintea ta, tot, 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 tot. tot. Dacă e vocea Duhului Sfânt a rugăci... pe care o auzi în rugăciune și pe care o auzi aici în cuvânt, o să-ți vorbească. Dacă toată ziua stai la filme, nu o să-ți vorbească vocea Duhului Sfânt. Depinde ce alimentezi acolo. Așa. De multe ori când iau o decizie să mă schimb, nu, să mă las de anumite gânduri, să mă întorc de la păcat. Dar nu pot. Ce să fac? V-am spus, soluția e disciplina. O relație personală cu Dumnezeu în Iisus Hristos. În fiecare zi. În fiecare zi. Dacă uite, vă dau un exemplu. Dacă ești nervos. Eu mă dau pe mine exemplu. Merg cu mașina și dacă iese careva în calea mea și mă enervez, nu că s-ar întâmpla, pastorii nu se enervează, se mai supără. Știți cum pot să scap de treaba asta? Mă gândesc că e Dumnezeu prezent acolo. Și primul meu gând nu îl îndrept spre omul ăla, că dacă îl îndrept spre omul ăla, nu vin gânduri tocmai duhovnicești, nu sunt cele mai bune cuvinte. Și atunci, ce se întâmplă? Gândul îl îndrept pe Dumnezeu și zic, Doamne, ai milă de el că la cum conduce ăsta nu mai ajunge prea departe. Și când încep să vorbesc cu Dumnezeu, mi se schimbă și vocabularul. Numai așa poți fi pocăit. Dacă nu-i Dumnezeu prezent tot timpul în mintea ta, nu poți fi pocăit, poți fi doar religios. O înțelegeți? Secretul biruinței împotriva păcatului este prezența lui Hristos în viața noastră. Voi nu știți că sunteți temple ale Duhului Sfânt? Trupul vostru e locuit de Dumnezeu. Vorbiți cu Dumnezeu. Bine, în cazul celor care se scuze din nou, evident. Așa. Cum să mă încurajez să mă rog și să citesc din Biblie? Disciplină, fraților. Știți cum? Ora exactă. În fiecare zi mă rog la ora cu tare, citesc la ora cu tare. Altfel nu funcționează. Știți cum suntem noi românii? Merem așa. lasă o să mă rog eu. Știi cum o să te rogi? Lasă că citesc eu din Biblie. Nu, nu, nu. În fiecare zi, ora exactă. Da, unii zic, dar nu simt. Când ești bolnav, nu simți. Dar mâncând o cu încetul, devii tot mai tare spiritual și cu cât devii mai tare spiritual, cu atât o să simți mai mult și o să vezi că simți nevoia să citești din Biblie. Dar dacă nu, pofta vine mâncând. Nu ai chef să citești Biblia din prima dacă nu te educi să o faci și trebuie să o faci în mod sistematic. Așa. E păcat să te măriți la 18 ani. Nu e păcat. Dacă tu crezi că ai ajuns la vârsta maturității uh, și poți să faci asta, omul să te binecuvânteze. Ce să fac ca să mă las de jocuri online? Am vorbit despre asta astăzi. Fii foarte atent. Știu că e o bătălie extraordinară de mare încă o dată, secretul e relația cu Domnul Isus. Când ești acolo pe jocurile online, gândește-te că Isus Hristos e prezent acolo și vorbește cu El. Și vă garantez că dacă e Hristos prezent în mintea voastră, puteți să scăpați. Întrebarea e vrei sau nu vrei? Și care e? Unii dintre voi credeți că e o chestie din asta magică. O venit fratele Adi și au pus mâna pe mine și am scăpat. Fiți liniștiți, nu se întâmplă nimic dacă nu vreți. E ca atunci, mi s-a întâmplat odată că m-am dus într-un loc și mă sunat cineva și o frate, am crezut că vii dumneata, spui mâinile peste mine să schimbă, ce nu mi-ai schimbat nimic, ca numai când ți-ai pus mâinile, mi-ai schimbat freza. Acum, eu vă spun așa, dragii mei și dragele mele, eu n-am forțe magice, eu pot doar să mă rog pentru voi, dar voi înși vă trebuie să faceți lucrul ăsta în viața voastră. Voi trebuie să aveți o relație personală cu Dumnezeu, și totul de aici pornește. Poate veni oricine să facă orice rugăciune, să postească oricine. Tu însuți trebuie să ai o relație personală cu Dumnezeu. De aici începe tot. Dacă nu e Hristos prezent în viața ta, nu poți birui. Dacă e Hristos prezent, poți birui. Deci, îs, e păcat dacă poți cravată? Cum să fie păcat, mă, fraților? De ce să fie păcat să poți cravată? încheiem, închei cu întrebarea asta că de ce? A, e bună de sfârșit, de ce? Că o să vă spun că mi s-a întâmplat mie cu ani mulți în urmă, când mai purtam și o cravată, între timp m a lăsat de treaba asta, din când în când am, mai port cravată, la sărbători și așa. E o anumită ținută și e bine când vii în prezența lui Dumnezeu, noi suntem întotdeauna în prezența lui Dumnezeu, nu trebuie să fim ipocriți, dar există, așa cum v-am zis, o manifestare specială a prezenței lui Dumnezeu când ne adunăm împreună. E o formă de respect, nu în primul rând pentru Dumnezeu, cât pentru ceilalți. Mă înțelegeți? E o formă de respect pentru ceilalți. Pentru ceilalți oameni care sunt împreună cu mine în același loc de închinare. Dar apropo de cravată, mi-aduc aminte că după terminarea unui program, a venit un, un om la mine, nu, nu știu dacă era foarte pocăit, dar matur spiritual nu prea era. După ce s-a terminat programul într-o biserică mare, nu zic orașul, eu fiind mai înalt, omul era micuț foarte micuț de înălțime, o venit și m-a prins de cravată. Dar m -o ținut de cravată, eram în fața adunării și mă ținea așa. Eu eram a plecat și el mă ținea de cravată. Și să, 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 uite la mine, cred că jumătate de predică s-au gândit să-mi dea o replică și au zis frate, știi că cel mai mare păcat e mândria? Și mă ținea așa, eu mai mai zic frate repede că nu mai am aer. Și după ce mi-a dat asta, m-a lăsat, și au plecat cu gândul, măi, am zis-o la fratele Adi. Acum, cum el era mai micus și-o mâinile lungi, disproporționat așa de lungi, când el o mărs, eu l-am prins așa, și l-am prins de aici. Și-am zis, frate, vreau să zic ceva. Există un păcat și mai mare decât mândria. Și ăsta e prostia. Și asta e adevărat. Uitați-vă voi în Biblie, în Cartea Proverbelor, că... Știi, zicea Anton Palmi, se pare, da? Un scriitor român, nu știu dacă el sau altcineva, zicea așa. Omul va scăpa de moarte prin înviere, dar de prostie niciodată. Din prostie ajungi dependent de jocurile de noroc, online sau altfel. Din prostie te-a pus să fumezi. Că e unul, bă, fumează și tu. Dintr-o prostie. Dintr-o prostie ajungi să înșel și așa mai departe. Prostia te îndepărtează de Dumnezeu de cele mai multe ori. Și zici, băi, dar fără minte am fost. Știți, nu întâmplător se roagă Domnul Iisus. Tată, -i iartă -i că nu știu ce fac. Ce înseamnă asta? Prostie. Așa că vreau să vă spun ceva. Pocăiții trebuie să fie deștepți. De ce? Că pocăința înseamnă schimbarea minții slăvii să fie Domnul. Mă rog ca Domnul Dumnezeu să vă ajute, nu uitați. Tot ce am zis în seara asta rămâne la un singur lucru. Aveți o relație personală cu Dumnezeu și ăsta e secretul biruinței. Vă mulțumesc pentru atenție! Fiți binecuvântați la